Pacea Domnului tuturor, dragii mei! Vă spun un bun venit pe calea undelor la Străjerul, aici unde ne putem întâlni din nou cu Cuvântul Dumnezeu, care pleacă către casele noastre, către inimile noastre. Îi mulțumim Dumnezeu că ne putem întâlni din nou împreună pentru a studia Cuvântul Dumnezeu, pentru a împărtăși adevărul Dumnezeu și pentru a face tot ceea ce ține de noi pentru a fi mântuiți și pentru a da slavă lui Dumnezeu. Nu știu cum este la noastră, dar la noi este foarte cald. La ora actuală, în stradă afară, am văzut că era temperatura de 47 de grade. În casă avem 33-34 de grade temperatură. Poate o să mă vedeți că o să mă mai aranjez puțin, fiindcă este foarte cald, foarte cald. Și aici, în locul de unde transmitem, nu avem aer condiționat, nu avem nimica, este foarte cald. Dar prin ajutorul Dumnezeu, prin puterea Dumnezeu, vom rezista și vom merge mai departe. Domnul să ne poarte de grijă, dragii mei. Mă bucur că putem să împărtășim, cum spuneam mai devreme, aceste lucruri prin Harul lui Dumnezeu, fiindcă cea mai mare bucurie a vieții noastre trebuie să fie Cuvântul lui Dumnezeu, să fie Dumnezeu, trebuie să fie schimbarea, transformarea, trebuie să fie viața veșnică, trebuie să fie noul pământ pe care Dumnezeu îl pregătește pentru copiii săi, dragii mei. Înainte de a intra în transmisia noastră din seara aceasta, în mesajul nostru, aș vrea să ne rugăm. Aș vrea să ne rugăm, să ne rugăm și să ne rugăm. Pentru noi, pentru mesaj, pentru lista noastră de rugăciune, pentru prezența Duhului Sfânt și pentru tot ceea ce se face să se facă doar prin puterea lui Dumnezeu și nu prin puterea noastră. Mă voi pleca pe genunchi și dumneavoastră mă însoțiți în rugăciune. Părinte bun care ești în ceruri, venim înaintea ta la picioare tale și în seara aceasta din nou să-ți aducem mulțumirile noastre că ne iubești, să-ți aducem mulțumirile noastre că le poți de grijă, să-ți aducem mulțumirile noastre pentru hrană, viață, sănătate și purtare de grijă. Te rugăm dacă ți-am greșit cu ceva să ne ierți, să ne ierți că și cu siguranță suntem păcătoși. Prin sânge și merte Domnul sus. Dar ajută-ne, Tată, să nu rămânem doar la stadiul de a ne ierta și ne-a cer iertare și la stadiul de a crește în credință, de a forma un caracter după chipul și asemănarea Domnului Iisus Hristos, de a ne semăna cât mai mult pe zi ce trece cu tine. Te rugăm din toată inima să fii prezent în această oră prin Duhul Tău cel Sfânt, pe care te rugăm să-L revești peste noi, ca să ne ajute să putem să înțelegem, să percepem mesajul Tău, să transmitem după voia Ta și noi doar să fim unelte în mâna Duhului Sfânt, ca El să-și facă lucrarea prin noi. Te rugăm să binecuvântezi cuvântul Tău, ca cuvântul Tău să aibă loc în inima noastră, să aducă loc de schimbare, transformare și asemănare cu Tine. Te rugăm pentru lista de rugăciune ca Tu să intervii în mod minunat în viața fiecărui suflet, acolo unde este nevoie de vindecare, unde sunt probleme să intervii Tu după cum găsești cu cale, dar cea mai mare dorință noastră este ca aceste suflete de pe lista de rugăciune să Te cunoască, să împărtășească adevărul cu Tine, să Te accepte în viața lor ca Domn și Mântuitor și să fie mântuite în părăția Ta. Prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt am cerut acestea. Amin. Dragii mei, mă bucur din nou că am putut să ne rugăm, mă bucur că în seara aceasta putem să fim împreună, mă bucur că avem un Dumnezeu așa minunat care se îngrijește de noi și de nevoile noastre. În seara aceasta, mesajul pe care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră este un mesaj de actualitate, este un mesaj care corespunde într-un fel sau altul lucrurilor și mișcărilor din lumea aceasta. Este un mesaj care trebuie să ne pună pe gânduri, trebuie să ne dea o mișcare de gândire mai în altă direcție decât ceea ce credem noi și să ne apropie mai mult de Dumnezeu ca niciodată, cum n-am făcut-o niciodată, dragii mei. Este foarte important lucrul acesta pentru noi. Și mesajul din seara aceasta se intitulează Răutatea își ridică capul cu nerușinare. De ce am adus acest mesaj înaintea dumneavoastră? Fiindcă se vede de fiecare dată că răutatea are alte conotații față de cum avea odată. Răutatea ia amploare. Lucrurile care ar trebui să dea pacea, nu numai copiii lui Dumnezeu și lumii acesteia, sau și lumii acesteia, precum ar trebui să le dea și copiii lui Dumnezeu, de la un timp de vreme este lipsită de pe pământul acesta. Este lipsită din viața noastră ca oameni, ca popor,
ca națiuni, ca tot ce vrem pe pământul acesta. Problema este că răutatea nu mai are nicio reținere. Își ridică capul cu nerușinare la orice colț, în orice situație, în orice problemă. Se întâmplă de la un timp de vreme. Uitați-vă, dacă stăm să ne gândim, în primul rând, să o luăm cu națiunile pământului acesteia și cu tot conducătorii. Știm destul de clar, cum vorbeam de fiecare dată, că COVID-ul acesta, boala aceasta, într-adevăr, ea este o boală. Dar problema este că de pe urma acestei boli, despre urma acestei ciumi care este prevăzută în Biblie, care va afecta pământul, care această boală care este adusă, nu dorită de Dumnezeu, dar Dumnezeu o îngăduie ca să vină, ea va crește în intensitate. Mulți oameni vor coborî în locuința morților, dar mai mult de toate este folosită ca atare din cauza nerușinării, din cauza lipsei de respect față de om, din cauza că omul nu mai are valoare. Este atacat dreptul omului, este atacată libertatea omului, este atacată viața omului, este libertatea de alegere, libertatea de mișcare, este atacată într-un fel sau altul pe toate căile posibile înaintea noastră, dragii mei. De aceea, nerușinarea și răutatea nu mai are nicio barieră. Aproape că ajunge la culme și Dumnezeu în curând va face ca toate aceste lucruri să se încheie pe pământul acesta. Haideți să desfacem Sfânta Scriptură și după aceea vom intra în mesajul nostru, dar întâi trebuie să facem Sfânta Scriptură, să vedem ce spune Cuvântul Lui Dumnezeu, textele Lui Dumnezeu, din ce cauză răutatea are, își ridică capul fără nerușinare, de ce are atâtea amploare, pentru ce se întâmplă, ce poziție va lua Dumnezeu, ce poziție trebuie să luăm noi ca oameni înaintea Lui Dumnezeu. Cum vorbeam de lumea aceasta, problema este, haideți să ne gândim în primul rând și la noi ca popor și noi ca creștini, lupte între noi, lupte între conducători, lupte între frați, lupte peste tot. Dragii mei, noi nu facem de multe ori aceste lupte din cauza de a propovădui și a proclama Cuvântul Dumnezeu. Și noi avem aceste lupte între noi, fiindcă suntem răi, suntem oameni dușmănoși, oameni fără respect de Dumnezeu, care ne ia respectul unii față de alții. Lipsa iubirii de Dumnezeu, care ne face ca noi să nu mai avem iubire unii față de ceilalți, să nu mai avem iubire de aproapele nostru. Oamenii au format grupe, au format partide, se ceartă între ei, fac tot felul de lucruri, acuzații unii împotriva altora. Răutatea a cuprins la cote alarmante chiar pe poporul lui Dumnezeu, lumea aceasta întreagă, și toate lucrurile merg până la marginea pământului și va cuprinde întreg pământul acesta. Dacă Dumnezeu nu va scurta zilele, în curând, din cauza nelegiuirii care e pe pământul acesta, chiar nici cei credincioși nu vor putea să scape înaintea lui Dumnezeu. Nimic nu se va mai putea face nimica, fiindcă noi nu ne mai dorim să fim după voia lui Dumnezeu și să fim liberi. Atât de pregătiți am fost de societate, prin televiziune, prin radio, prin filme, prin internet. Atâta ne-am pregătit pe noi și copiii noștri, încât noi suntem plini de răutate, dragii mei, suntem plini de nerușinare, suntem plini de multe lucruri care sunt împotriva lui Dumnezeu și împotriva unora altora. De aceea, de multe ori, nu mai avem puterea și caracterul de a ne ridica pentru a rămâne și a susține adevărul lui Dumnezeu, pentru a fi credincioși lui Dumnezeu, dragii mei. Când o societate este slabă, când o societate este dezechilibrată, când un popor este dezechilibrat, este slab, este lipsit de o gândire clară înaintea lui Dumnezeu. De aceea, de multe ori, suntem conduși precum vitele, precum animalele, și noi nu suntem așa cum trebuie înaintea lui Dumnezeu. Și de aceea răutatea ne cuprinde și pe noi ca creștini. Și de aceea pe noi ni se întâmplă toate aceste lucruri. În Geneza 6, capitolul 6, cu versetele de la 5 la 8, spune așa: Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Același lucru pe care Dumnezeu l-a văzut înainte de potop, același Dumnezeu îl vede și astăzi. Același lucru este înaintea lui Dumnezeu, că răutatea omului este mare pe pământul acesta. Și din studiul Cuvântului Dumnezeu am putut să trag concluzia, fiindcă Dumnezeu spune așa: nenorocirea
și necazul care va veni în timpul sfârșitului, la fel ca și cunoștința, vor fi atât de mari, încât n-au fost niciodată de la întemeierea lumii. Deci nici cunoștința n-a fost atât de mare, dar nici răutatea și necazul nu a fost atât de mare cât are să fie acum pe pământul acesta și cât este în continuare. Deci înseamnă că și răutatea omului este mai mare ca înainte de potop. Înseamnă că răutatea omului este atât de mare pe pământ încât toate întocmirile gândului din inima lui, ele sunt îndreptate în fiecare zi numai spre rău și nu spre a face bine. Mi-aduc aminte cu ani în urmă, creștinii se iubeau, se respectau, se ajutau, se vizitau, se căutau. Era în stare ca să se sacrifice unul pentru celălaltul. Dar în timpurile astăzi, din cauza răutății, care își ridică capul cu nerușinare, noi nu ne mai sacrificăm unul pentru alții și suntem în stare să ne vindem pentru alții. Și lui Dumnezeu i-a părut rău și îi pare rău lui Dumnezeu în continuare. Din cauza că l-a făcut pe om pe pământ și Dumnezeu este mâhnit în inima lui, fiindcă creaturile sale și lucrarea mâinilor lui Dumnezeu de fiecare dată are gânduri rele împotriva lui Dumnezeu și împotriva aproapelui său. Și Domnul a zis, și Domnul zice în continuare, că își vine timpul când El va șterge de pe fața pământului pe omul pe care l-a făcut de la om până la vite, până la târătoare și până la păsările cerului, căci îi pare rău că i-a făcut pe pământul acesta. Lui Dumnezeu îi pare rău de lucrul acesta. Dar Dumnezeu îi pare rău și de o grupă de oameni care se roagă, de oamenii care sunt credincioși, de oamenii care îl caută cu toată inima și nu se unesc în răutate, de oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu și îl caută cu toată inima în aceste timpuri. La fel ca Noe, care a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu și Noe a fost salvat. În Geneza 49:6 spune Dumnezeu că este timpul ca noi să nu vrem să intrăm și să intre sufletul nostru la sfaturile lor. Nu vrem, nu trebuie ca noi să ne unim Duhul nostru cu adunarea lor, căci mânia lor a ucis oameni și în răutatea lor au tăiat vinele taurilor și animalelor înaintea lui Dumnezeu din cauza răutății aceștia și au săpat gropi înaintea celor care le sunt aproape. De aceea Dumnezeu spune că în timpurile acestea, când răutatea crește atât de mult pe pământul acesta, ca sufletul nostru să nu intre la sfaturile lor, să nu te așezi la mesele lor, să nu ai acțiunile lor cu acțiunile tale amestecate, drumurile tale să nu fie drumurile lor, viața ta să nu fie viața lor și viața ta, drumul tău, acțiunile tău, acțiunile tale și tot ceea ce faci să fie intrate la sfatul lui Dumnezeu și la lucrarea lui Dumnezeu și toate aceste lucruri să se unească cu ceea ce cere Dumnezeu. A venit timpul când oamenii credincioși să se unească cu oamenii credincioși, când oamenii credincioși să părăsească calea rea, unde răutatea crește pe zi ce trece pe pământul acesta. În Samuel 3:39 spune așa, eu sunt încă slab, măcar că am primit ungerea împărătească și oamenii aceștia, fiii țerui, sunt prea puternici pentru mine să răsplătească după răutatea lui, celui ce a făcut răul. Noi suntem slabi, dragii mei, chiar dacă primim ungerea lui Dumnezeu, noi suntem oameni și oamenii aceștia, precum fiii țerui, se ridică. Ei sunt puternici, sunt mai puternici pentru noi. Ei luptă contra poporului Dumnezeu, ei luptă contra oamenilor, dar Domnul va răsplăti fiecăruia după răutatea lui, după tot ceea ce a făcut el. Chiar dacă suntem slabi să ne legăm de Dumnezeu, chiar dacă suntem slabi, Dumnezeu ne va da putere. În slăbiciunile noastre, Dumnezeu va lupta, Dumnezeu ne va întări, Dumnezeu ne va ridica. În Psalmul 51:11 spune așa, răutatea este în mijlocul ei și vicleșugul și înșelătoria nu lipsește din piețele ei. Pe nicăieri, dragii mei, cum vă spuneam la început, în lumea aceasta totul este o răutate care este plină în mijlocul omenirii de vicleșug, de înșelătorie. Ea nu lipsește nicăieri răutatea aceasta din viața oamenilor. Oamenii se folosesc, nu contează, auzeam zilele astea de curând la știrile care se dădeau și în România, chiar și prin străinătate, și spunea că va rămâne la atitudinea medicilor. Cine va trăi și cine nu va trăi, ei vor considera cine trebuie să rămână în viață și cine să nu trebuie în viață, să rămână în viață. Este timpul ca să ne rugăm la Dumnezeu, este timpul să ne apropiem de Dumnezeu, este timpul să trăim după voia lui Dumnezeu și sănătos și spiritual, ca noi să nu ajungem pe mâinile lor,
ca noi să nu ajungem acolo unde nu trebuie, ca Dumnezeu să poată să lucreze în noi sănătatea fizică și spirituală, ca Dumnezeu să lucreze în noi și binecuvântările lui Dumnezeu să poată să vină asupra fiecăruia dintre noi. Ei se îmbărbătează în răutatea lor, se sfătuiesc împreună ca să întindă curse și zic, cine ne va vedea? Cine ne va vedea? Se folosesc ca oamenii să stea închiși, se folosesc ca oamenii să nu mai aibă niciun drept, se folosesc ca oamenii să ajungă în sărăcie, se folosesc ca oamenii să coboare în locuința morților și mai ales bătrânii pentru o amărâtă de pensie sunt în stare să-l omoare pe om, ca veniturile lor să nu scadă, ca viața lor să fie prosperă și să nu ducă lipsă de nimic pe pământul acesta, lucruri și hrana pe care o pune pe masă să fie pătată cu sânge înaintea lui Dumnezeu și înaintea tuturor oamenilor, dragii mei. Oare de multe ori noi creștinii facem acest lucru? Când nu numai se întâmplă lumea aceasta, răutatea ridică capul cu nerușinare chiar printre creștini. Când conducătorii sau membrii bisericii sau oameni creștini se luptă unii pe alții, afectând pe cei din jurul lor, făcând ca tot ceea ce fac să fie pătat cu sânge înaintea lui Dumnezeu. Dumneavoastră credeți că tot ceea ce facem nu va fi pătat cu sânge înaintea lui Dumnezeu dacă nu este pentru Dumnezeu? Fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, vom avea o influență de moarte sau de viață înaintea celor din jurul nostru. Și tot ceea ce vom face, dacă vom vrea să prosperăm pe spatele altora sau prin asuprirea altora sau să avem anumite atitudini pentru un câștig oarecare care îl duce pe unul la rătăcire sau la moarte pe celălaltul, tot ceea ce facem va fi pătat cu sânge și hainele noastre vor fi pătate cu sânge înaintea lui Dumnezeu. Și noi spunem de multe ori, chiar dacă ne-am sfătuit împreună să întindem curse, cine ne va vede? Nu ne va vede nimeni. Noi credem că pe pământul acesta și unii și alții și politici și religioși au pâinea și cuțitul în mâna lor. Pentru moment este, dragii mei, pâinea și cuțitul este atât cât le dă Dumnezeu, dar va veni timpul când pâinea și cuțitul va trece în mâinile lui Dumnezeu și Dumnezeu va hotărâ, fie că ești politic, fie că ești religios, fie că indiferent ce vei fi tu. Problema este că cuvântul lui Dumnezeu spune că în loc să ne pocăim și să ne schimbăm, se pun la cale nelegiuiri și zicem, iată-ne, gata, planul este făcut, o prăpastie este în lăuntru și inima fiecăruia este în lăuntru prăpastiei pe care și-a zidit-o fiecare în viața lui. În Isaia 13 cu 11 spune cuvântul Domnului, voi pedepsi, zice Domnul, lumea pentru răutatea ei și pentru cei răi, pentru nelegiurile lor. Voi face să înceteze mândria celor trufași și voi doborâ semeția celor asupritori. Dumnezeu va face lucrul acesta. Fiecare dintre noi trebuie să ne gândim. Tu singur te pedepsești, spune Dumnezeu, cu răutatea ta și tu singur te lovești cu necredincioșia ta și vei ști și vei vedea ce rău și amar este să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău și să n-ai nicio frică de mine, zice Domnul Dumnezeul oștirilor. Nu știu ce se întâmplă, dragii mei, de la un timp de vreme, căci majoritatea dintre noi nu mai avem rușine, nu mai avem teamă, am părăsit pe Dumnezeu. Noi suntem necredincioși, nu mai avem nimic ca față de Dumnezeu, nu mai avem nimic, nimica nu mai este în lăuntru nostru și în inima noastră. Facem fiecare ce credem și fiecare face ce crede pe pământul acesta. Vorbeam astăzi, m-am dus la magazin și de multe ori pe unde stau de vorbă cu oamenii. Oamenii văd că lucrurile se vor schimba. Oamenii privesc din perspectiva lor că libertate nu va mai fi, că lucrurile sunt din rău în mai rău, va fi asuprire, va fi sclavie. Toate lucrurile acestea se vor revărsa asupra noastră din cauza că noi singuri ne pedepsim cu răutatea, noi singuri ne lovim de credincioșia noastră și răul și amărul pe care noi îl avem pentru că noi am părăsit pe Domnul Dumnezeul nostru. Dragii mei, oamenii din lumea aceasta trăiesc în forma aceasta și ne afectează și pe noi, pe creștini. Oamenii în curând se luptă cu toate aceste lucruri care se dau. Cum vă spuneam și dățile trecute, libertățile se constrâng. Deja localitățile și mai ales pe aici, prin Spania, și peste tot se vor restrânge. Încep orașe să se pună sub carantină din nou. Încep ca oamenii să fie apăsați foarte mult. Încep ca oamenii să fie aduși într-o stare în care aproape judecata lor să nu mai fie clară înaintea lui Dumnezeu.
Întâi sperie pe oameni, îi face pe oameni ca să renunțe la multe lucruri, îi face pe oameni să adopte ceea ce vor să facă. De multe ori se discuta zilele acestea, din cauza coronavirusului, când oamenii au fost aproape pe tot pământul ținuți în casă, s-au dat legi împotriva libertăților, împotriva oamenilor, împotriva copiilor lui Dumnezeu, împotriva religiei, împotriva bisericilor. Poți merge la bar să bei și să mănânci și nu ai nicio problemă de coronavirus. Merg oamenii, se distrează pe plaje, merg oamenii în discoteci, merg oamenii la afaceri și la servicii și nu e nicio problemă, fiindcă economia să nu se piardă. Dar în momentul când vrei să te aduni în casa lui Dumnezeu, este limitat. Și spuneau zilele acestea că și coronavirusul este o pedeapsă a lui Dumnezeu, fiindcă de aceea se întâmplă și în casele de închinare ale lui Dumnezeu, fiindcă noi suntem loviți de această pedeapsă din cauza că am părăsit pe Dumnezeu. Încă oamenii n-au început să hulească pe Dumnezeu și să strige contra lui Dumnezeu și împotriva lui Dumnezeu, dar în curând vor striga împotriva lui Dumnezeu, fiindcă răutatea este atât de mare, dragii mei. Toate aceste lucruri au un scop, răutatea aceasta, să înconjoare pe poporul Dumnezeu, să se dea legi și decrete care să-i aducă pe copiii lui Dumnezeu la o supunere forțată pentru a renunța la adevăratul Dumnezeu care Dumnezeu ne-a chemat ca să-i slujim. În Ieremia 3:2 spune: ridică-ți ochii spre înălțim și privește. Ne cheamă ca să ridicăm ochii spre înălțim. Dar problema e că de data aceasta Ieremia nu ne mai cheamă ca să ne ridicăm ochii spre înălțimile lui Dumnezeu. Și auziți ce spune, dragii mei, Ieremia 3:2: ridică-ți ochii spre înălțim și privește unde n-ai curvit, unde tu n-ai practicat lucruri pentru ca să devii rău pe pământul acesta și răutatea ta să se ridice fără nerușinare cu capul și să se ridice mai preasupra deasupra lucrurilor tale. Te țineai la drumuri ca arabul în pustie și ai spurcat țara prin curviile tale cu răutatea ta și cu toate lucrurile pe care le-ai trăit în viața ta. În Ieremia 23:11-14 spune așa: prorocii și preoții sunt stricați. Le-am găsit răutatea chiar și în casa mea, zice Domnul Dumnezeu. Dragii mei, răutatea nu este numai în lumea aceasta. Răutatea s-a găsit. Spune Dumnezeu, luați și citiți dumneavoastră în Ieremia 23:11-14, căci răutatea se găsește la preoți, la proroci, la altarul lui Dumnezeu, în casele lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, le-am găsit răutatea chiar și în casa mea, zice Domnul. Răutatea aceasta nu a afectat numai lumea și ne-a afectat și pe noi care pretindem că suntem copiii lui Dumnezeu și slujitorii lui Dumnezeu. Mai departe spune în versetul 14, spune așa: dar în prorocii Ierusalimului am văzut lucruri grozave. Ei sunt prea curvari, trăiesc în minciună, întăresc mâinile celor răi, așa că niciunul nu se mai întoarce de la răutatea lui. Toți sunt înaintea mea ca Sodoma și locuitorii Ierusalimului ca Gomora. Știm destul de clar că Sodoma și Gomora s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu din cauza răutății care a dus la stricăciune. Problema este că Dumnezeu ne avertizează și pe noi că suntem plini de aceeași răutate. Dacă nu ne întoarcem la Dumnezeu, noi nu putem să devenim buni niciodată. Dumnezeu spune că toți suntem răi din fire. În noi nu se găsește nimica bun. Niciunul de pe pământ nu este bun, dragii mei. Căci omul nu poate prin sine să devină bun. Și omul poate să devină bun prin Dumnezeu. Dacă Dumnezeu lucrează în inima lui, dacă Dumnezeu lucrează în viața lui, dacă Dumnezeu lucrează la tine și la mine, noi putem deveni oameni buni, nu buni cum sunt oamenii de pe pământ. Și bun înseamnă să fii om credincios după voia lui Dumnezeu. Fiindcă este diferență foarte mare între omul bun și omul credincios. Fiindcă omul bun poate să fie plin de răutate. Omul bun poate să aibă lucruri ascunse. Omul bun poate să aibă planuri care sunt în contradicție cu Dumnezeu. Dar omul credincios, el nu trebuie să fie bun ca să devină credincios. Și tu trebuie să devii credincios, să faci faptele bune pe care ți le cere Dumnezeu și să trăiești în lucrarea lui Dumnezeu. Răutatea își ridică capul cu nerușinare în aceste timpuri. Puterea și răutatea lui Satana și ale oștirii lui ar trebui să ne alarmeze de drept. Acum trebuie să găsim adăpost și scăpare în puterea cea
cu mult mai mare a Mântuitorul nostru, fiindcă Satana lucrează pe toate fronturile. Nu lucrează doar cu cei din afară, Satana lucrează cu cei din biserică. Satana lucrează împotriva și cu cei care sunt oameni religioși în biserici. Vă spuneam și dățile trecute. Și de ce fac referire că și fiecare om trebuie să se lege de Dumnezeu, dragii mei? Fiindcă toată condamnarea și tot ce se va face, toate legile care se vor da împotriva celor credincioși, toată condamnarea care se va face, se va face de oamenii religioși, de oamenii care conduc biserici, de oameni care se unesc religia cu statul, cu politica, care ei vor apela la brațul drept al acestor lucruri. Răutatea a cuprins pe toți. Satana lucrează. Noi ne asigurăm cu grijă de la un timp de vreme și mai mult de cum se făcea odată casele cu zăvoare și cu lacăte pentru a ne apăra bunurile și viețile de oamenii răi. Dar de multe ori noi nu ne gândim și rare ori ne gândim în viața noastră la îngerii cei răi care caută neconteni să ajungă la noi și împotriva atacurilor cărora noi nu avem în propria noastră putere nicio metodă de apărare. Noi de multe ori închidem casele noastre, noi de multe ori ne ferim pe căi pentru a ne apăra, dar niciodată nu căutăm să închidem ceea ce este mai important, ușa inimii noastre către lucrurile rele care ne face ca să devenim oameni răi, ca răutatea aceasta să crească în noi încât să ridice capul cu nerușinare. Și se întâmplă că în momentul când tu ești rău, nu ai rușine, nu ai respect, nu ai un comportament cum trebuie, nu ai o viață cum trebuie, dragii mei. Și mă uit de multe ori și mă uitam și zilele acestea la conflictele care se generează între creștini și poporul Dumnezeu. Când atunci este un conflict între oamenii care nu au rușine față de Dumnezeu, chiar la capul trebuie acolo unde se luptă. Oamenii de jos susțin pe unii în stânga, pe unii în dreapta. Dar răutatea ridică capul cu nerușinare, fiindcă în comportamentul pentru apărarea unuia și a celuilalt, oamenii se jignesc în ei, între ei, unii dintre ei se amenință. Auzeam zilele ăștia oameni buni și mi-e rușine să spun și n-aș vrea și nici nu voi da numele, dar mulți dintre dumneavoastră o să vă dați seama de ceea ce spun, dar fără să fac aluzie la cineva. Și spunea, Domnule cutare, cum îți permiți tu să vorbești de mine când tu nu ai pregătire? Tu nu ai nici stare materială, nu ai nici pregătire din asta cum am eu. Tu nu ai așa. Celălalt îi zice celuilalt, tu ești așa, tu ești așa, tu ești așa. Ceilalți oamenii care sunt în grupuri ca să susțină pe unul și pe celălaltul. Păi ălălaltul e așa, că e omul lui Dumnezeu, omul bun, și ălălaltul e un nenorocit. Ăștălalt din partea cealaltă, nu, că acesta e omul lui Dumnezeu și ălălaltul este cel nenorocit. Dragii mei, am ajuns să fim plini de răutate. Vreau să vă spun că nici ceilalți și nici ceilalți nu sunt oamenii lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu vorbesc despre lucrarea lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu mustră păcatul și trimis solia de avertizare. Oamenii lui Dumnezeu se luptă pentru cauza lui Dumnezeu. Cauza lui Dumnezeu nu este a apăra oameni și a rămâne de partea celui care susține adevărul și a rămâne în pace și liniște așa cum cere Dumnezeu și nu în felul pe care îl credem noi și dorim noi. Dar rare ori ne gândim la lucrurile care ar trebui să ne gândim. Dacă li se îngăduie îngerilor celor răi, ei ne pot tulbura mintea, ei pot îmbolnăvi și produce suferință corpurilor noastre, ei pot distruge bunurile și viețile noastre. Atunci când căutăm să trăim în felul acesta plin de răutate, împotriva dușmanilor sau împotriva semenilor, chiar și a fraților, în luptele de stradă care se întâmplă și interioare cu noi, noi suntem plini de răutate, dragii mei. Și atunci îngerii cei răi pot afecta viețile noastre, ei ne pot tulbura mințile, ei ne pot îmbolnăvi, chiar dacă nu fizic, dar vor face și lucrul acesta, ei ne îmbolnăvesc mental, ei produc suferință corpurilor noastre și ei pot până la final să poată distruge bunurile și viețile noastre după bunul lor plac. Singura lor desfătare constituie nenorocirea, distrugerea și tot ceea ce este mai rău în viața unui om și pentru a-l afecta pe Dumnezeu.
Când Satan a ajuns pe deplin convins că nu există nicio posibilitate de a fi răpus în grațiile lui Dumnezeu și a manifestat răutatea cu și mai multă ură și vehemență focată. În seara aceasta voi face o remarcă la fiecare dintre dumneavoastră ca să o înțelegeți. Pentru ceea ce s-a întâmplat zilele acestea, un om care se consideră păstorul Dumnezeu, nu-i voi da numele, dar dumneavoastră, deja mulți dintre dumneavoastră știți lucrul acesta, spunea într-o prezentare, într-adevăr că o parte din ea este adevăr, dar majoritatea este minciună și este fals, dragii mei. Când noi ne legăm de oameni și vrem ca să fim de partea lor, pretinzând că suntem de partea lui Dumnezeu, putem să fim înșelați. Și omul acesta, într-o prezentare de-a sa, la altarul lui Dumnezeu, spunea, într-adevăr că noi suntem vinovați de alegerile noastre. Într-adevăr că noi suntem vinovați. Dar spune că omul n-ar fi putut să cadă în atâta vină și păcat înaintea lui Dumnezeu dacă Satana, ispititorul, n-ar fi fost în spatele lui. Dacă Satana nu ar șopti ca tu să faci anumite lucruri, dar după aceea alegerea ție îți rămâne. Și spune că Dumnezeu l-a scos din grațiile sale pe Satana. Nu are drept de reabilitare. Nu are drept de întoarcere în cerul său. Nu are drept de intrare în grația lui Dumnezeu. Fiindcă el este plin de răutate și a manifestat răutatea cu multă ură și vehemență înfocată împotriva lui Dumnezeu și a tuturor oamenilor de pe pământul acesta. Și cel care a rostit zilele acestea de la altarul lui Dumnezeu, lucruri care nu sunt adevărate, dragii mei, și spunea așa, eu astăzi îl pun din nou în drepturi pe Satana. Îl pun în drepturi, îl pun în grație, căci el nu e vinovat cu nimica. Cum poți tu, ca om al lui Dumnezeu, când Dumnezeu i-a luat toate drepturile, când el a ieșit din grația lui Dumnezeu, am ajuns, dragii mei, să-i luăm apărarea lui Satana? Am ajuns până la urmă și o să considerăm, din cauza răutății noastre, mi se rupe sufletul când văd păstori, oameni al lui Dumnezeu, copii al lui Dumnezeu, depărtându-se de Dumnezeu și umplându-se de răutate împotriva semenilor lor, chiar dacă li se întâmplă ceva. Noi ar trebui să plecăm capul când suntem bajocoriți și învinuiți, chiar dacă este nedrept, fiindcă atunci când ne ridicăm să ne războim, spune adevărul împotriva păcatului, spune adevărul împotriva nedreptății pe care îl ai, dar nu cu răutate, nu cu răzbunare, nu cu dușmănie, fiindcă răutatea te va cuprinde atât de mult, răutatea va fi împotriva ta și te va conduce încât vei ajunge să ridici capul cu nerușinare și să spui lucruri care nu sunt demne de un copil al lui Dumnezeu, de un om al lui Dumnezeu. Vom ajunge, dragii mei, înaintea lui Dumnezeu să fim o rușine și o bajocură pentru Dumnezeu și o priveliște rea pentru lumea aceasta și pentru îngerii din ceruri. Dumnezeu spune, i-a luat toată posibilitatea de a fi repus. Toată. Deoarece nu putea avea trecere prin porțile cerului, el avea să aștepte la intrare pentru a bajocori și a căuta ceartă cu îngerii când aceștia intrau și ieșeau. Cine caută ceartă cu îngerii? Cine caută ceartă făcând public lucrurile lui Dumnezeu, chiar dacă sunt și lucruri rele între poporul lui Dumnezeu, public și înaintea tuturor acestor lucruri? Nu se poate, dragii mei. Nu se poate lucrurile acestea. Vorbind despre starea de cădere morală a lumii din zilele din urme, Hristos spunea că avea să fie la fel ca pe vremea lui Noe și a lui Lot, înainte de potop și de nimicirea cetății Sodomei și Gomorei. Dumnezeu privește asupra lumii stricate de astăzi cu aceeași indignare ca și asupra lumii dinainte de potop. Când Domnul a văzut și vede pe fiecare zi răutatea omului, că este foarte mare pe pământ și toate închipuirile gândurilor din inima lui erau îndreptate și sunt îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Spune că biserica lui Dumnezeu pe pământul acesta este precum corabia lui Noe, pentru a salva pe oameni și toți cei care doresc trebuie să intre în corabia aceasta. Și spune că mulți sunt parte la construcția și susținerea corabiei lui Dumnezeu.
Spune că la potop, înainte de potop, Noe când s-a apucat să construiască corabia lui Dumnezeu pentru a salva pe toți cei care doreau să intre în corabie și animalele care trebuiau să intre în corabie la timpul acela, spune că mulți oameni care erau atunci au participat și l-au ajutat pe Noe la facerea corabiei. L-au ajutat să o ridice, să o pregătească. Dar în momentul când Dumnezeu a dat semnalul ca ei să intre în corabie, că ușa se va închide în curând, ei au refuzat, animalele au intrat și ei au început să râdă. I-au mișcat puțin și puțin i-a născocit ceva, o sperietură. I-a mișcat în interiorul lor văzând aceste lucruri, că nicio mână umană nu conduce și animalele merg de bunăvoie acolo. Aia așa arată în aceste timpuri că mulți care fac parte din corabia lui Dumnezeu, susținând corabia lui Dumnezeu, construind la corabia lui Dumnezeu, inima lor este stricată, inima lor este plină de răutate, gândurile lor și viața lor este plină de indignare, toate închipuirile gândurilor de inima lor este îndreptată în fiecare zi către rău, dragii mei. În fiecare zi, pe măsură ce conștiința ți-a fost înviorată prin lucrarea Duhului Sfânt, începi să înțelegi ceva din răutate, de putere, vinovăția și mizeria păcatului, aceasta te determină să privești la el cu scârbă. Deci vedeți ce se întâmplă? Dacă noi nu avem în aceste timpuri conștiința înviorată de lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră, noi nu vom putea să înțelegem răutatea care este în interiorul nostru, nici răutatea care este în afara noastră, nici răutatea care este la partidele din mijlocul nostru, nici răutatea care îi duce la ciocneală pe conducători și face ca poporul să se destrame, ca cernerea aceasta să aibă mare intensitate în poporul lui Dumnezeu. Noi nu vom vedea răutatea aceasta, noi nu vedem vinovăția și puterea răutății, noi nu vom înțelege și nu vom vedea mizeria păcatului, aceasta care noi ar trebui să privim și să ne determine ca privirea noastră să fie cu scârbă la păcat și la toate lucrurile care se întâmplă, dragii mei. Noi nu avem conștiința înviorată de Duhul Sfânt pentru care ar trebui să ne rugăm. Simți atunci că păcatul acela care te-ar despărți de Dumnezeu și că ești rob al puterii răului, simți tu că păcatul acela te afectează, simți tu că păcatul acela te depărtează de Dumnezeu, simți tu că tu ești rob al puterii răului și nu ești rob al lui Dumnezeu. Cu cât te zbați să scapi mai mult, cu atât mai mult îți dai seama de neputința ta legându-te de Dumnezeu în aceste timpuri. Aceasta înseamnă că motivele faptelor tale sunt necurate, că inima ta și inima mea sunt rele. Sunt rele. Noi trebuie să ne dăm seama de lucrul acesta. Înțelegi tu, dragul meu ascultător, că viața ta și viața mea de multe ori este plină de egoism și păcat înaintea lui Dumnezeu? Dorești însă din toată inima ca în aceste momente când lumea e plină de răutate, când toate gândurile sunt îndreptate către rău, când lumea se îndreaptă cu repeziciune spre pieire și nimicire, când Dumnezeu este gata să pronunțe că îi pare rău, că l-a făcut pe om pe pământ și va distruge de la om până la viețuitoarele pământului, ești tu gata, dorești tu din toată inima să fii iertat, dorești tu din toată inima să fii curățat și eliberat și să nu faci parte din răutatea care își ridică capul cu nesimțire în lumea aceasta și printre creștini? Ești tu gata ca să primești iertarea și curățirea și să îi fie eliberat de tot ce a cuprins lumea aceasta? Armonia cu Dumnezeu, e asemănarea cu El. Ce pot face oare pentru a le obține eu și tu? Noi la lucrurile acestea trebuie să ne gândim. Am spus-o și o repet și o voi repeta de câte ori îmi va da Dumnezeu posibilitatea și puterea să o spun. Nu alergați după darea decretului duminical. Noi trebuie să fim treși că decretul duminical se va da în curând. Nu alergați când se vor face nu știu ce și nu știu cum. Căutați armonia cu Dumnezeu, că ce este mai importantă ca darea decretului duminical. Căutați asemănarea cu El, că ce este mai importantă decât persecuția care va veni. Căutați armonia și asemănarea cu Dumnezeu, că ce este mai important
decât ce e pe pământul acesta și ce se va întâmpla, căci ele se vor întâmpla. Ce putem noi să facem oare pentru a le obține? Aceasta să fie întrebarea noastră, aceasta trebuie să fie dorința noastră, aceasta trebuie să fie căutarea noastră, fiindcă pe noi de multe ori ne preocupă lucrurile și semnele care ne înconjoară. Sunt, e adevărat că sunt lucruri care trebuie să ne întărească în credință și să vedem borna kilometrică care ea este în fața noastră și cât timp mai avem până la sfârșitul lumii acesteia. Dar de multe ori promovăm mai mult lucrurile decât a fi armonia cu Dumnezeu și asemănarea cu Dumnezeu, transformarea și schimbarea noastră. Aceia care vor să-și păstreze sănătatea fizică, un intelect viguros și un moral sănătos trebuie să fugă în aceste timpuri de poftele rele care te face să devii rău, ca să ridici capul cu nerușinare, lipsit de respect, lipsit de atitudine și comportament față de Dumnezeu și față de semenii tăi. Aceia care depun eforturi stăruitoare și hotărâte pentru a ține sub control răutatea ce își ridică în aceste timpuri îndrăznesc și cu nerușinare capul în preajma fiecăruia dintre noi. Suntem urâți și vorbiți de rău de făcători de rele. Însă toți aceia care vor depune eforturi stăruitoare și hotărâte pentru a ține sub control răutatea, ei vor fi onorați și răsplătiți de Dumnezeu. Nu promovarea lucrurilor acestea. Va veni, dragii mei, decret, va veni papalitate, va veni persecuție, va veni strâmtorare. O să ne săturăm și de decretul acesta pe care alergăm pe fiecare zi după el să-l vedem. O să vedem și papalitatea care va face lucrare, așa cum spune Sfânta Scriptură, și e bine să nu o pierdem din vedere. Dar problema este că noi trebuie să fim onorați și răsplătiți de Dumnezeu. Când toate aceste lucruri se vor ridica din cauza răutății, din cauza îndrăznelii cu nerușinare și vei fi acuzat și vei fi urât și voi fi vorbit de rău ca făcător de rele, tu care depui eforturi pentru a ține sub control răutatea să nu te cuprindă și pe tine, să vedem ce vei face în momentul acela. Problema este în aceste timpuri că și Dumnezeu ne spune așa, cine își face de cap, culege o recoltă amară. Cine își face de cap în aceste timpuri, recolta nu se poate să n-o culeagă fiecare. Fiecare ce a semănat, aceea va culege. Nu se poate să nu-ți pui în pericol sufletul făcându-ți de cap în aceste timpuri. Nu poți fi nepăsător în ceea ce privește tovărășiile pe care ți le alegi în aceste timpuri. Dragii mei, e bine să te unești pentru adevăr, dar nu e bine să te unești pentru denigrare. Nu e bine să te unești ca răutatea să-ți aducă înainte nerușinare și lipsa de caracter și de comportament înaintea lui Dumnezeu. Tu nu trebuie să fii nepăsător în aceste timpuri sau să treci cu vederea lucrurile care îți afectează viața. Tu nu poți să fii nepăsător și să treci cu vederea în ceea ce privește alegerea prietenilor, a tovarășilor de drum și a vieții pe pământul acesta pe care tu ți-i alegi. Nu poți să fii nepăsător în aceste timpuri. Fiindcă de multe ori avem prieteni care poate ne înțelegem bine cu ei omenește, dar care mi afectează. Vreau să vă spun că într-un timp, ceva în urmă, aveam niște prieteni care ne înțelegeam foarte bine. Deci foarte bine. Ne ajutam când era nevoie, interveneam, ne vizitam, dar vorbea urât. Și la un moment dat, mergând la lucru și în viața mea de zi cu zi, m-am pomenit într-o zi să vorbesc aceleași lucruri fără ca eu să-mi dau seama sau să fiu de acord cu ele. Ieșeau din gură. Zic, nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva ca răutatea altora să mă cuprindă și pe mine. Nu se poate ca eu să deviu formă și parte a răutății și unealta celui rău. Și Dumnezeu spune că nu poți fi nepăsător în aceste timpuri în ce privește tovarășii pe care ți-i alegi. Problema mare și importantă pentru noi este să fim cu o inimă și un gând
care noi trebuie să dăm la o parte toată invidia și toată răutatea și ca niște petiționari umili și umiliți, cerând cu stăruință să vedem și să așteptăm revenirea lui Dumnezeu. Iisus, răscumpărătorul nostru, dragii mei, conducătorul nostru este gata să facă pentru noi ceea ce a făcut pentru cei care se rugau și vegheau în ziua de Rusalii. Spune că ucenicii n-au putut să primească revărsarea Duhului Sfânt. N-a putut Dumnezeu să facă pentru ei nimic ceea ce a făcut decât în ziua de Rusalii. În momentul când din viața lor și din inima lor au scos răutate, invidie, mândrie și multe alte lucruri pe care le aveau unii împotriva altora. Dar în momentul când ei au început să-și recunoască păcatul, a început ca răutatea să nu mai aibă parte din viața lor, a început ca răutatea să fie dată la o parte și să dea întâietate celui din jurul lor. La momentul acela, răscumpărătorul nostru, Iisus Hristos, și conducătorul nostru, a făcut ceea ce a făcut. A revărsat Duhul Sfânt. Ei au vorbit în limbi, adică au vorbit pe înțelesul tuturor națiunilor care erau acolo și mesajul lui Dumnezeu a fost transmis. Și toată lumea se mina de ceea ce ei au făcut și de ceea ce vorbeau. Așa ar trebui să facem și niciunul dintre noi, dacă suntem plini de răutate, nu vom putea primi revărsarea Duhului Sfânt peste noi. Putem să așteptăm decretul duminical, putem papalitatea, putem unirea religiilor, putem o singură, cum se zice, că îmi scap acum din minte, la o singură globalizare, o singură națiune și toate aceste lucruri. Ele vor veni. Dar degeaba, dragii mei, noi nu vom putea să facem nimic dacă nu vom vedea. Dumnezeu va spune în momentul când noi vom fi curățiți și eliberați de răutate, El va spune îngerilor Lui, nu vă luptați cu satana în eforturile sale de a-i distruge. Lăsați-l să lucreze răutatea sa asupra copilor neascultării, căci cupa nelegiuirilor lor este plină. Mulți dintre noi nu credem că Dumnezeu este Cel care va îngădui pedeapsa sau care Dumnezeu chiar va aduce pedeapsa asupra noastră. Dar dacă noi nu le lăsăm de răutate, îngerii care astăzi veghează peste mine și peste tine, dragul meu, Dumnezeu într-o bună zi va spune îngerului tău, retrage-te! Nu mai apăra, nu mai lupta contra lui Satana în efortul sale de a distruge și lăsa să lucreze răutatea sa asupra lor, că sunt fii ai neascultării, că cupa lor este plină de nelegiuire. Ne luptăm și strigăm că suntem copiii lui Dumnezeu, dar suntem plini de răutate și de dușmănie, dragii mei. Ne vorbim de rău, ne criticăm. Dacă am putea să ne omorâm unii pe alții, dacă am putea să ne distrugem într-un fel sau altul, numai să ne simțim noi bine? Și de la cel mai mare până la cel mai mic, și nu mă dau înapoi, și nu mi-e rușine de lucru pe care îl spun, și nu mi-e rușine ca să susțin lucrul pe care vine din partea lui Dumnezeu, începând de la conducători, să calcă în picioare pentru un ciolan amărât, pentru un ban mai mult, pentru o funcție și un loc în care trebuie să fie bine văzut. Mai bine aș prefera, dragii mei, să mă duc să dau cu sapa toată ziua, decât să calc în picioare și să mănânc un ban murdar și să mănânc din hrana lui Dumnezeu, plin de răutate și dușmănie, călcându-l pe pastor, pe pastor în picioare, conducător pe conducător, frate pe frate. Noi suntem așa de grijulii în ce privește curăția exterioară, încât orânduile noastre sunt extrem de împovărate. Extrem de împovărate. Ne îngrijim cum să arătăm pe din afară. Dacă te uiți la poporul lui Dumnezeu când merge la biserică, nu este nimeni ca el. Plin de lux, plin de mândrie, plin de extravaganță, dar în interiorul inimii lui și în acțiunile și în comportamentul lui este plin de răutate. Este plin de răutate și de dușmănie. Sunt grupe, sunt partide între ele care vorbesc, care sunt mai cu bani și cu mai cu vază. Se acceptă între ei, se iubesc și se respect. Se invită unii la masă pe alții și trăiesc bine. Și cei care sunt mai josnici,
mai josnici, mă refer la avuție, la haine, la lucruri pe care nu le au la fel ca și ei. Sunt desconsiderați și lepădați. Și noi spunem că iubim, și noi spunem că suntem cu suntem, dar răutatea noastră ridică capul și se înalță în aceste timpuri cu nesimțire față de aproapele nostru și de semenul nostru. Ne îngrijim, suntem grijulii în ce privește pregătirea și lucrarea exterioară, dar de restul suntem tare împovărați. Mintea noastră este ocupată cu reguli, cu restricții exterioare, de teama de a de nu ne mânji pe din afară. Dar noi nu observăm murdăria pe care egoismul și răutatea ne-o lăsăm în sufletul nostru, în interiorul nostru și în viața noastră, dragii mei. Raportul fără de legilor și al nedreptății este atât de înspăimântător în lumea aceasta, dar este atât de înspăimântător între cei ce poartă numele lui Dumnezeu. Răutatea celor nelegiuiți este aproape dincolo de capacitatea de înțelegere. Și noi privim la răutatea celorlalți, dar nu vedem cât de afectați suntem și noi. Multe orașe ajung să fie privite de Dumnezeu în tocmai ca Sodoma și Gomora, dar multe biserici, multe comunități ajung să fie privite de Dumnezeu în tocmai ca Sodoma și Gomora. Căci Dumnezeu spune, cum citea la început, am găsit chiar la altarul meu în casa mea. Chiar în casa mea, spune Dumnezeu, începând de la proroc și la preot, de la pastor și așa mai departe, în inima lor plin de răutate. Am găsit în casa mea pe copiii care vin să se închine înaintea mea, plin de răutate. Am ajuns de multe ori să fim considerați și priviți de Dumnezeu, în tocmai ca Sodoma și Gomora. Răutatea aceasta crește într-o măsură enorm de rapidă, încât nenumărați oameni se apropie cu rapiditate de un punct dincolo de care va fi extrem de dificil să fie sensibilizați prin cunoașterea mântuitoare a soliei Îngerului al Treilea. Ce ar trebui să facă copiii lui Dumnezeu în aceste timpuri? Ei trebuie să fie sensibilizați de solia mântuitoare a Îngerului al Treilea, pe care lor trebuie să le schimbe viața. Și ei trebuie să preia această solie care trebuie să le schimbe viața și să o ducă și celor din jurul lor, pentru ca și lor să li se schimbe viața, să se întoarcă la Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă astăzi pe noi să ne lăsăm de răutate, pentru a putea transmite mesajul de transformare și de schimbare a celor din jurul nostru, dragii mei. Vrăjmașul sufletelor în aceste timpuri, el lucrează într-o modalitate abilă pentru a câștiga controlul deplin asupra minții omenești, iar slujitorii lui Dumnezeu trebuie să facă repede tot ce se poate pentru a avertiza și a-i pregăti pe oameni pentru ziua judecății. Pentru ziua judecății. Pentru ziua judecății. Ce trebuie să facă slujitorii lui Dumnezeu în aceste timpuri? Trebuie să se pregătească. Trebuie să îndepărteze răutatea care crește. Ei trebuie să vadă că vrăjmașul sufletelor lucrează. Ei trebuie să se ridice și să facă tot ce trebuie cât mai repede posibil pentru a-i avertiza pe oameni să se pregătească. Orașele noastre mari se îndreaptă repede spre starea lumii dinainte de potop, când Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întomirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. În curând orașele vor ajunge batjocură, în curând orașele vor ajunge pustii, în curând orașele vor ajunge pline de molime și de ciumi, în curând orașele vor suferi de foame, în curând oamenii vor muri și nu numai în orașe, chiar și în sate și peste tot, și o mare foamete se va abate asupra pământului. Deci vedeți dumneavoastră, dragii mei, noi trebuie să ne ridicăm. Păcatele care îl dezonorează pe Dumnezeu sunt practicate de oameni ce locuiesc în case mari, dar tocmai unii dintre aceștia vor fi conduși și convertiți când li se va predica ultima solie crucială, solia Îngerului al Treilea. Răutatea este mare, dar noi trebuie să ducem solia celor care locuiesc în case mari, care păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu, dar ei vor fi convinși și vor fi convertiți să se întoarcă la Dumnezeu dacă ne vom face lucrarea.
perversitatea și cruzimea oamenilor vor atinge o asemenea intensitate încât Dumnezeu se va descoperi în măreția sa. Foarte curând, dragii mei, răutatea lumii va atinge limita maximă și Dumnezeu își va revărsa judecățile la fel ca și în zilele lui Noe. Mă uit pe zi ce trece că răutatea crește. Doar dintr-o singură poziție pe care suntem așezați în aceste timpuri, cu COVID-ul acesta, și oamenii se uită la tine dacă nu ai masca, pune repede masca, nu ți-e rușine, vrei să ne omori, anunță poliția, auzeam pe cineva, domne, vino repede, că uite avem pe unul care nu vrea să-și pună masca. Răutatea crește, dacă dintre atâta lucru, dragii mei, dar în curând când oamenii nu se vor supune, în curând când se vor da legile decretelor duminicale, în curând când oamenii vor vrea ca să iese de sub stăpânirea acestor lucruri, în curând când toate aceste lucruri se vor pune înaintea noastră, să vedeți atunci răutatea ce culme va ajunge și în ce situație vom ajunge. Răutatea locuitorilor pământului aproape a umplut măsura nelegiuirilor lor. Acest pământ, dragii mei, a ajuns aproape de punctul în care Dumnezeu îi va îngădui distrugătorului să-și facă lucrarea. Conducătorii bisericii și mai mari se mânie foarte tare văzând această manifestare minunată, însă nu îndrăznesc să dea pe față răutatea lor de teamă să nu cadă pradă furiei poporului. Deci vedeți dumneavoastră, dragii mei, conducătorii bisericii, nu vorbește numai la mai mari lumii acesteia, și mai mari lumii acestea, se mânie foarte tare văzând această minunată manifestare. Deocamdată văzând că lucrurile merg, se propovădește cuvântul lui Dumnezeu de unii, ei sunt plini de răutate și vor să se manifeste, dar deocamdată să nu cadă pradă furiei poporului, ei încă se mai abțin, dragii mei. Răutatea răzvrătirilor lor se intensifică mereu cu fiecare act de împotrivire față de Dumnezeu și de solia pe care El a dat-o servilor săi ca să o vestească. Zilnic, în refuzul lor de a se pocăi, conducătorii bisericii reînnoiesc răzvrătirea lor, pregătindu-se să culeagă ceea ce seamănă. Deci răutatea nu a cuprins numai lumea. Și răutatea a cuprins conducători, oameni de rând, oameni mari, oameni politici, care ei refuză să se pocăiască, ei reînnoiesc răzvrătirea lor și se pregătesc împotriva celor care rămân de partea lui Dumnezeu. Hristos îi numește lucrători ai fără de legii, deoarece ei sunt șelători, purtând haine preoțești, haine neprihănirii care să ascundă răutatea sufletească a inimilor nesfințite. Auziți, dragii mei, ce spune? Că ei poartă, Hristos îi numește lucrători ai fără de legii, deoarece ei sunt înșelători. Chiar dacă un păstor sau un preot poartă haina preoțească, chiar dacă el pentru un moment pare că are haina neprihănirii, dar ei le poartă ca să ascundă răutatea sufletească a inimilor nesfinte. Unii se ridică și vorbesc împotriva lucrării lui Dumnezeu, dragii mei. Eu nu vorbesc împotriva unui om, mă doare sufletul când un om este pe punctul să cadă de la credință pierzându-și viața. Mă doare sufletul că aș vrea tot omul să fie mântuit. Dar să te ridici tu ca om care porți haină preoțească, haina neprihănirii și să spui că eu îl reabilitez pe satana. Dacă se oprea acolo și spunea că nu de toate lucrurile satana într-adevăr este vinovat, căci noi de multe ori luăm hotărâri pe care nu au de-a face cu ceea ce spune, fiindcă noi gândim lucruri. V-am spus odată o experiență și vreau să o repet din nou legat de acest lucru. Și spune că la mănăstire odată s-a dat un post și rugăciune și nu trebuia să mănânce și nici să bea apă. Era post negru. Dar dintr-o dată o călugăriță spune că n-a mai putut să rabde de foame și la momentul acela a intrat în camera ei, a închis ușa și a luat dintr-o dată un ou și nu știa ce să-l facă, un să-l pregătească, dar fiindcă avea o lumânare aprinsă acolo, a început să-l coacă la lumânare. În momentul când ea cocea oul la lumânare, la momentul acela intră maica stareță și o vede și zice,
Ce faci aici? Te-a ispitit satana să faci lucrul acesta? Și ea spune, da, m-a ispitit satana. Dar din colțul ușii, după ușă, satana răspunde la un moment dat și zice, e adevărat că eu am ispitit-o. Dar niciodată nu mi-a trecut prin cap să o pun să coacă ouul la lumânare. Dragii mei, alegerile sunt ale noastre, dar ispititorul este în spatele nostru. El este tatăl răutăților. El este vrăjmașul nostru, vrăjmașul lui Dumnezeu. El este dușmanul de moarte al omului și el este cel care ispitește. Și dacă se oprea aici, nu era nicio problemă. Dar să susții mai departe că eu îl reabilitez, că el nu are nicio vină. Și la un moment dat spune, sărmanul satana prin câte trece, căci el este nevinovat și este acuzat de multe lucruri de care nu e vinovat. Dragii mei, nu hainele preoțești te fac om al lui Dumnezeu, nu hainele neprihănirii ca să-ți ascunzi răutatea sufletească și inimile nesfințite, și recunoașterea adevărului Dumnezeu și trăirea lui și mărturisirea și împărtășirea adevărului Dumnezeu așa cum este el. Fiindcă satana s-a coborât în aceste zile din urmă pentru a lucra cu toată înșelăciunea fără de legii în cei care pierd ca să îl susțină și să-l promoveze pe satana. Măreția lui satanică face minuni în văzul profeților falși, în văzul profeților, că profeții spune că profeții și prorocii lui Dumnezeu sunt păstorii care poartă haina preoțească în văzul oamenilor, presizând că el este într-adevăr Iisus Hristos, satana dă puterea lui celor ce îl ajută în înșelăciunile lui. De aceea cei care pretind că au marea putere a lui Dumnezeu pot descoperi numai cu marele detector legea lui Dumnezeu. Doar cu lucrul acesta poți descoperi dacă un om este de partea lui Dumnezeu sau nu. Domnul ne spune că dacă ar fi posibil, ei ar înșela chiar și pe cei aleși. Chiar și pe cei aleși. Dragii mei, haina de oaie pare atât de reală ca și oaia. Deci haina de oaie, dacă e pregătită bine, pare atât de reală ca și oaia care este în viață. Atât de veritabilă, încât lupul nu poate fi descoperit decât dacă apelăm la marele standard moral al lui Dumnezeu și acolo găsim că ei sunt călcători ai legii lui Iehova, Dumnezeul și Mântuitorul nostru. Mulți vin îmbrăcați în blană de oaie, mulți vin îmbrăcați în haine de oaie, dar ei pe dinăuntru sunt lupi răpitori, dar noi putem descoperi doar dacă apelăm la standardul moral al lui Dumnezeu, dacă apelăm la ceea ce spune Dumnezeu, dacă gândim cum gândește Dumnezeu. Nu trebuie să gândim, dragii mei, cum gândesc oamenii. Noi trebuie să avem o gândire nu din lumea aceasta și din lumea lui Dumnezeu. Noi să avem o gândire din împărăția lui Dumnezeu ce vine din Dumnezeu și nu din oameni. Dacă a fost vreodată un timp când am avut nevoie de credință și iluminare spirituală, este acesta acum. Cei care veghează cu rugăciune și cercetează zilnic Scriptura cu o dorință serioasă de a cunoaște și a face voia lui Dumnezeu, ei nu vor fi duși în rătăcire de niciuna dintre înșelătoriile satanei. Dragul meu, dacă vrei să nu fii dus în rătăcire, dacă vrei să fii curățit de răutate, dacă vrei să faci voia lui Dumnezeu și să cunoști să faci voia lui Dumnezeu și să nu fii dus în rătăcire de niciuna din șelătorile lui satana, tu trebuie să cercetezi zilnic Scripturile cu o dorință serioasă. Numai ei vor discerne pretextul pe care îl adoptă oamenii vicleni ca să înșele și să încurce. Deci, dragii mei, lupii îmbrăcați în haine de oaie, care pretind că sunt păstorii lui Dumnezeu, care poartă o haină neprihănire ascundând răutatea inimilor, ei sunt oameni vicleni, ei sunt oameni care să înșele, să încurce. Dar dacă tu vei studia, dacă tu vei căuta să te lepezi de răutate, să fii transformat după voia lui Dumnezeu, numai tu vei putea să discerni tot ceea ce trebuie să faci, dragul meu.
atât de mult timp și atâta atenție este acordată lumii în aceste timpuri, în îmbrăcăminte, în mâncare, în băutură, în a asculta ce spune unul și celălalt, nu ce spune Dumnezeu, în a te ridica în aceste timpuri, să susții pe la care dreptate, pe la dreptate, dar să nu pui în cumpănă în adevărul lui Dumnezeu. Că nu mai rămâne niciun timp în aceste timpuri, nici pentru rugăciune, nici pentru studiu Scripturii, nici pentru a pune stăvilar răutății din inima mea și din inima ta. Am ajuns răi, dragii mei. Satana stăruie convinuirile sale împotriva mea și împotriva ta înaintea lui Dumnezeu. El declară înaintea lui Dumnezeu că și prin păcatele noastre noi ne-am pierdut dreptul la ocrotirea divină și Satana pretinde în aceste timpuri dreptul de a te nimici pe tine și pe mine ca pe niște călcători ai legii lui Dumnezeu. Trebuie să avem mare grijă în aceste timpuri. Declară că noi am merita să fim excluși ca și el de la favoarea lui Dumnezeu. Pentru noi se dă o luptă de viață și de moarte înaintea lui Dumnezeu. Satana declară că tu merită să fii exclus și să pierzi favoarea lui Dumnezeu. Și să ieși din favoarea lui Dumnezeu. Dumnezeu se luptă ca tu să intri din nou și să fii restaurat din nou ca copil al lui Dumnezeu, pe care dreptul l-a pierdut Satana, Dumnezeu ție ți-l dă, fiindcă Satana este inițiatorul, este răzvrătitorul, dar noi oamenii am fost înșelați, noi nu facem parte din aceeași categorie cu el, dar putem să devenim din aceeași categorie cu el doar dacă acceptăm să luptăm de partea lui și nu de partea lui Dumnezeu. Satana zice, sunt aceștia oamenii care vor lua locul meu în cer și locul îngerilor care s-au unit cu mine? Deci vedeți cum ne învinuiește Satana înaintea lui Dumnezeu? Cum aceștia plini de răutate, plini de dușmănie, plini de rele în inima lor, cum poate ei să ia locul în cer, să ia locul meu pe care tu, Dumnezeule, m-ai alungat de acolo și pe îngerii care s-au unit cu mine? Deși noi mărturisim de multe ori că ascultăm legea lui Dumnezeu, am ținut noi oare perceptele ei? Am ținut noi lucrurile acestea? Spuneți dumneavoastră, de ce noi de multe ori acordăm atâta timp și atâta atenție acestei lumi în îmbrăcăminte, în mâncare, în băutură, în vorbire, în gândire, în acțiune, fără să mai rămână timp pentru rugăciune și pentru studiul Sfintelor Scripturii? Noi ne-am iubit mai mult pe noi, pe noi înșine, decât pe Dumnezeul nostru. N-au spus, ne-am pus noi interesele noastre personale mai presus de slujirea sa. Ne-am iubit noi n-am iubit noi lucrurile din lume mai mult decât pe Dumnezeu. Și Dumnezeu spune așa, privește la păcatele tale care n-au caracterizat viața ta. Nu, scuzați-mă. Dumnezeu zice să privim la păcatele noastre care ne-au caracterizat viața noastră. Dumnezeu zice privește la egoismul din lăuntrul tău, privește la răutatea și la ura din tine și din viața ta. Poporul lui Dumnezeu este în foarte multe privințe foarte vinovat înaintea lui Dumnezeu. Satana cunoaște de aproape păcatele pe care noi le săvârșim prin ademenirile lui și el le înfățișează în lumina cea mai exagerată declarând: vreau Dumnezeu să mă izgonească pe mine, vrea Dumnezeu să mă izgonească pe mine și pe îngerii mei din fața sa și totul să răsplătească pe aceia care sunt vinovați de aceleași păcate. Auziți? Auziți, dragii mei, cum suntem vinuiți înaintea lui Dumnezeu? Satana cunoaște păcatele. Satana vine înaintea lui Dumnezeu și spune: cum poți tu să mă igonești pe mine și pe îngerii mei din fața ta și să răsplătești pe aceia care sunt vinovați de aceleași păcate? Și Dumnezeu spune că poporul lui Dumnezeu este foarte vinovat în multe privințe. Tu nu poți face aceasta, spune Dumnezeu, în dreptatea ta, o Doamne Dumnezeule. Atunci tronul tău nu va putea să stea în dreptate și judecată. Dreptatea cere ca osânda să fie pronunțată împotriva noastră.
De aceea, în aceste timpuri, din cauza răutății a lumii și a poporului Dumnezeu, biserica și statul fac acum pregătiri pentru lupta imediată care ne stă în față. Protestanții lucrează în ascuns ca să impună duminica, după cum au făcut și romaniștii, după cum au făcut papalitatea și Roma, care a lucrat împotriva oamenilor Dumnezeu. Pretutindem pe pământ, papalitatea judică instituțiile sale mărețe și masive, în ale căror încăpere ascunse se vor repeta persecuțiile de altă dată. Dar degeaba se vor ridica. Dacă tu nu ești plin de iubire și de bunătatea lui Dumnezeu și ești plin de răutate ca și ei, tu nu vei fi persecutat și vei deveni un persecutor. Și calea este pregătită pentru a manifesta și va fi o manifestare pe scară întinsă a celor minuni mincinoase prin care Satana vrea să te amăgească pe tine și pe mine, de va fi cu putință chiar și pe cei aleși, ca niciunul să nu ajungă la Dumnezeu. Decretul va fi dat, dragii mei, împotriva poporului său, va fi, în poporul lui Dumnezeu, va fi foarte asemănătoare cu decretul dat de Ahasverosh împotriva iudeilor de pe vremea Esterei. Oamenii plini de răutate, împreună prin unitate cu lumea aceasta, vor deveni persecutori și nu persecutați. Ei se vor ridica împreună și vor da un decret pe cum decretul lui Ahasverosh împotriva iudeilor pe vremea Esterei. Edictul persan a provenit din răutatea lui Haman împotriva lui Mardoheu. Edictul acesta al lumii acesteia care se va da pe pământul acesta va proveni din răutatea lumii, dar mai ales din răutatea creștinilor care nu s-au sfințit, care nu s-au pocăit înaintea lui Dumnezeu. Acest verdict, acest edict care se va da împotriva lumii și împotriva copiilor lui Dumnezeu pentru o închinare falsă, din cauza răutății, dragii mei, gândește-te bine astăzi. Ești un Haman ori un Mardoheu? Ce vrei să faci? Să fii un Haman? Să condamn pe poporul lui Dumnezeu? Sau să fii un Mardoheu care se roagă la poarta cetății fără să-și plece genunchiul înaintea unui om plin de răutate și să-ți pleci genunchiul plin de dragoste și de iubire înaintea lui Dumnezeu fără să ai ură împotriva aproapelui tău? Nu că Mardoheu îi făcuse vreun rău, dar refuzase să se închine înainte lui, ca lui Dumnezeu, dragii mei. Deci vedeți dumneavoastră, Dumnezeu nu-i făcu, Mardoheu nu-i făcuse niciun rău. Noi să fim oameni lipsiți de răutate, să nu fim condamnați de răutate și să fim condamnați, dacă vom fi condamnați, că noi vrem să ne închinăm doar singurului Dumnezeu. Decizia împotriva iudeilor a fost dată din motive mincinoase, printr-o prezentare falsă a acestui popor ciudat. Satana insuflase acest plan, dragii mei, cu scopul de a curăța pământul de aceia care păstrau conștiința despre Dumnezeul cel adevărat. Vreau să te întreb, dragul meu, să te cercetez. Ești tu unul din aceia care îți păstrezi conștiința despre adevăratul Dumnezeu? Ești tu unul din aceia care ești ceea ce trebuie să fii înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor? Dar complotul acesta a fost zădărnicit de o contraputere care domnește între fiii oamenilor. Îngerii care excelează în putere, ei au fost însărcinați la momentul acela să ocrotească pe poporul lui Dumnezeu. Iar complotul vrăjmașilor lor s-a întors asupra capului lor. Lumea protestantă din zilele noastre, de astăzi, vede în mica ceată care păzește sabatul pe un Mardoheu la poartă. Pe un Mardoheu la poartă. Caracterul și puterea sa, care exprimă venerație pentru legea lui Dumnezeu, sunt o mustrare continuă pentru aceia care au lepădat temerea de Domnul și care calcă în picioare sabatul său. Acest intrus trebuie dat la o parte din cale prin vreun mijloc oarecare. El ar trebui, dragul meu. Eu vreau să te întreb astăzi. Te vede astăzi oamenii din jurul tău că tu ești un Mardoheu la poartă? Sau te văd oamenii un Haman? Ai tu caracterul și puterea aceasta care îți exprimă venerație pentru legea lui Dumnezeu,
ca să fie o mustrare continuă pentru cei care au lepădat temerea de Dumnezeu și calcă în picioare sabatul lui Dumnezeu? Acela spirit genial care a complotat împotriva credincioșilor din secolele trecute caută și acum să curețe pământul de aceia care se tem de Dumnezeu și ascultă legea sa. Satana provoacă împotriva minorităților umile care refuză cu credincioșie să primească obiceiurile și datile populare. Satana lucrează împotriva minorităților chiar din biserică, din poporul Dumnezeu, prin aceia care au plină inima de răutate, care își ridică capul cu nerușinare, împotriva celor care refuză cu conștiinciozitate să primească obiceiurile și datile populare care sunt incluse în mijlocul poporului Dumnezeu. Bărbați cu poziții de răspundere și reputație se vor uni cu cei fără de lege și josnici și vor ține sfat împotriva poporului lui Dumnezeu. Pe măsură ce noi, ca fii al lui Dumnezeu, pe măsură, dragii mei, ce noi, ca fii al lui Dumnezeu, ne-am amestecat cu fiii oamenilor, am devenit corupți. De ce vă spuneam la început, mai devreme, contează prieteniile pe care ți le alegi, contează tovarășii cu care mergi pe drum, contează, dragii mei. Cuvântul lui Dumnezeu spune că pe măsură ce noi, ca fii al lui Dumnezeu, ne-am amestecat cu fiii oamenilor, am devenit corupți. Nu toți cei ce fac parte din biserică și din poporul Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu și ei pot să fie fiii oamenilor, ci că după roadele lor îi vei cunoaște. Noi nu trebuie să ne unim pe măsura timpului și să ne amestecăm cu ei ca să devenim corupți. Spune că noi ne-am înrudit cu ei prin căsătorii, prin afaceri și din cauza influențelor lor ne-am pierdut caracterul deosebit și sfânt și ne-am unit cu fiii lui Cain în idolatria aceasta. Chiar și ca biserici de multe ori ne-am unit. Mergem împreună, evangelizări, cântăm împreună. Mă uitam zilele acestea la un videoclip pe care l-a prezentat și m-a uimit foarte mult, dragii mei, că noi de multe ori credem că răutatea aceasta se va manifesta într-o formă monstruoasă și cu un caracter de răutate exterioară pentru început. Nu, dragii mei. Și am văzut papalitatea cum a mers pentru unitatea aceasta și pentru pregătirea decretării, pentru o zi de odihnă, pentru că COVID-ul acesta este o pedeapsă a lui Dumnezeu, fiindcă noi nu ținem ceea ce Dumnezeu a poruncit, oricum se referă la legile duminicale și așa mai departe, și spune că noi trebuie să ne unim cu toții. Și la un moment dat stăteam acolo și urmăream ceea ce voia să spună prin unitatea aceasta și spune, dragii mei, că în momentele ce vorbeau, au început să cânte. Dar să vedeți cum au început să cânte pentru unitate. Prin rudenia aceasta și printre unitățile acestea, a venit la un moment dat și a cântat un musulman. După musulman a venit să cânte un catolic. După catolic a venit să cânte un protestant. După protestant a venit să cânte un evreu. Și toți împreună susțineau unitatea. Și toți împreună legătura aceasta și influențele care i-au unit pe ei. Și spune Dumnezeu că ne-am înrudit cu ei. De multe ori ne unim unii cu alții, religii de la altele, că noi vrem să facem lucrarea lui Dumnezeu, fiindcă susținem că unii au fonduri, unii n-au, unii au mai puține, le unim împreună, mergem și ne unim, cântăm împreună, facem. Nu, dragii mei, noi nu trebuie să facem diferență între noi ca oameni. Dar atunci când prezentăm cuvântul lui Dumnezeu, când noi facem lucruri care trebuie, trebuie să fim distinți. Copiii lui Dumnezeu să-și cânte cântările Sionului și cei care vor să devină copii al lui Dumnezeu trebuie să adopte legile lui Dumnezeu, rânduielile lui Dumnezeu, nu să ne înrudim prin influențe, prin afaceri, prin muzică, prin căsătorii, prin tot felul de lucruri, ca noi să ajungem să fim ca fiii lui Cain și să intrăm în idolatria lor. Mulți au aruncat la o parte frica de Dumnezeu și i-au nesocotit poruncile prin aceste unități. Existau câțiva însă care fac binele, se tem de Creatorul lor și îl onorează pe Dumnezeu. Un Noe și familia lui sunt printre aceștia câțiva neprihăniți în aceste timpuri, dragii mei. Răutatea omului este atât de mare și a crescut într-o asemenea măsură înspăimântătoare, încât îi pare rău lui Dumnezeu că a făcut pe om pe pământul acesta. El vede că răutatea omului este atât de mare și că toate întocmirile gândului din inima lui sunt îndreptate numai spre rău. Dragul meu, acestea au fost câteva cuvinte, câteva mai mult, pe care le-am adus în seara aceasta înaintea ta.
Dumnezeu ne cheamă astăzi pe mine și pe tine să ieșim din mijlocul lor, poporul meu, spune Dumnezeu. Noi trebuie să nu fim părtași de răutatea lumii acesteia. Noi nu trebuie să facem unitate și compromis, nici măcar prin muzică, nici măcar prin legături de niciun fel. Noi trebuie să avem caracterul și chipul lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim oameni care, prezentând adevărul Dumnezeu, să-i facă pe ceilalți să aibă o acțiune diferită de cea noastră față de comportamentul nostru. Dar să nu fie acțiuni din cauza răutății și trăirii noastre fără evlavia lui Dumnezeu și să fie o acțiune după voia lui Dumnezeu, dragul meu. Este timpul, cum spuneam la început și pe parcursul meditației din seara aceasta, lasă decretul duminical, că-și va veni. Nu te preocupa atât de mult, că-și va veni, dar poate nu pentru tine și poate nu pentru mine. Lasă papalitatea, promovează lucrările lui papalitate, descoperă caracterul fiarei, descoperă caracterul de persecuție și de asuprire care va veni din partea papalității asupra lumii și asupra poporului, dar nu preocuparea ta să fie aceasta cel mai mult. Descoperă lucrurile care trebuie să fie, dar preocuparea noastră trebuie să fie. Sunt eu eliberat de răutate. Sunt eu eliberat de nerușinare și nesimțire. Sunt eu eliberat de lucruri care produc nerușinare față de Dumnezeu și de lucrarea lui Dumnezeu. Sunt eu gata să adopt caracterul lui Dumnezeu în viața mea. Sunt eu gata să nu răspund în felul lumii acesteia. Sunt eu gata să rămân la datorie și să fac tot ceea ce mi-a cerut Dumnezeu. Aceasta să ne preocupe, dragii mei. Că toate celelalte pe care le-am spus vor veni și vor veni repede și în curând și pe mulți dintre noi ne va lua prin surprindere și pe mulți dintre noi ne va tăvăli la pământul acesta în țărâna și morcir la lumii acesteia. Dar dacă ai un caracter după voia lui Dumnezeu, dacă l-ai pe Hristos în viața ta, dacă ești gata să unești divinul cu umanul ca să fii o asemănare a Domnului și un chip reprezentând chipul lui Dumnezeu, doar tu vei putea să reziști în timpul acesta. Dacă tu vei fi gata să sacrifici tot ce se ține legat de pământul acesta pentru Dumnezeu, vor trece toate și nimic nu te va atinge. Depinde ce te preocupă. Dacă te preocupă lucrurile acestea, semne și minuni, cu siguranță se vor întâmpla și vei fi înșelat. Dar dacă te preocupă formarea unui caracter prin studiu și rugăciune, prin lucrare pentru Dumnezeu, vei rezista și vei fi mântuit, dragul meu. Vă doresc noapte bună tuturor și Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare dintre voi.